Duminica trecută am început o nouă serie de mesaje despre Dumnezeul misionar plin de compasiune. În prima duminică ne-am propus să vorbim despre scenariul de dorit, un Dumnezeu misionar care își împlinește visul alegând oameni și invitându-i să participe la popularea Pământului cu fii și fiice de Dumnezeu și la răspândirea chipului lui pe întregul pământ. Al doilea mesaj încearcă să răspundă la întrebarea ce se întâmplă în prezent cu visul lui Dumnezeu și l-am intitulat Strigătul aproapelui nevăzut sau Exegeza culturii. În acest mesaj ne propunem să invităm oamenii la acțiune. Vom încerca să, din studii, din statistici, să înțelegem unde ne aflăm ca biserică în împlinirea visului Dumnezeu și care sunt nevoile pe care Dumnezeu vrea ca noi, ca individ, ca biserică în casă sau biserică să le împlinim. În ultimul mesaj din această serie, care răspunde la întrebarea cum ar trebui să împlinim visul Dumnezeu sau să participăm la împlinirea lui Dumnezeu ca biserică, ne vom ocupa de studii specifice, de situații specifice. Vrem să ne uităm la misiuni sau organizații care lucrează în țara noastră răspunzând nevoilor specifice care ne oferă contextul de a ne exprima compasiunea față de aproape și a împlini visul lui. Apoi vom încerca să invităm biserica să alegem atât individual ca biserică în casă sau ca biserică proiecte specific create pentru acest Crăciun în care noi ca și indivizi, ca biserică în casă și ca și biserică Vox Domini să ne exprimăm compasiunea față de cei care sunt dezavantajați. În primul mesaj, făcând exegeza Scripturii, ne-am uitat la întreaga creație și la istorie ca desfășurarea planului răscumpărător al lui Dumnezeu. El începe cu un mandat, mandatul creației, în care prima familie își înțelege responsabilitățile de a crește, de a se mulți, de a popula pământul cu fii și fiice de Dumnezeu. Apoi ne-am uitat la final. Da? Biblia începe cu un Eden, un context perfect pentru plinirea visului Dumnezeu, și se încheie cu coborârea noului Ierusalim în Apocalipsa, unde oameni din fiecare cultură, din fiecare națiune îl slăvesc pe Dumnezeu. Apoi ne-am uitat concret la câteva persoane din istorie, personaje, familii pe care Dumnezeu le alege ca să-și împlinească visul și ne-am uitat la Adam și Eva și am și afirmat, ne-am așteptat la mult și am primit puțin. Adam și Eva sacrifică visul Dumnezeu pe altarul visului lor. Dumnezeu însă nu renunță la împlinirea visului lui și el alege pe Avram și pe Sara. De la ei ne-am așteptat la puțin și ei devin, într-un fel, Avram devine părintele tuturor credincioșilor. Ne-am așteptat puțin de la el și am primit mult. Contextul sau asemănarea este ascultare sau neascultare. Am văzut că până și cei aleși pot să împiedice împlinirea visului Dumnezeu și am fost provocați la a ne cerceta, a descoperi care este visul nostru, ce legătură este între visul nostru și visul lui Dumnezeu și ce putem face ca să existe congruență între ele. Pentru că dacă Dumnezeu nu are loc în visul nostru, noi nu vom avea loc în visul lui Dumnezeu. Am dat un citat din Piper în care spuneam că închinarea este veșnică, misiunea este temporară și am invitat membrii bisericii să cerceteze. Avem o perioadă foarte scurtă în istorie în care putem să ne alăturăm lui Dumnezeu ca să împlinim visul lui. În același timp ne-am uitat la Mica 6 cu 8 și am văzut că Dumnezeu așteaptă de la noi să umblăm în dreptate, să fim miloși și să umblăm smeriți cu El. Și invitația acestui mesaj este la compasiune. Suntem invitați să privim la cei din jurul nostru cu compasiune, în special la cei care sunt defavorizați. Și întrebarea este, și întrebări pe care am vrea să ducem înspre biserica în case, este cât de empatici suntem noi față de cei care sunt defavorizați. O altă întrebare este ce preocupări avem în prezent pentru împlinirea nevoilor altor oameni și cine este aproapele față de care noi suntem și am putea să fim aproape. De asemenea, suntem invitați să analizăm viața noastră, să răspundem la întrebarea de ce trăim, care este visul nostru și ce ar trebui să facem ca visul nostru să se alinieze cu visul lui Dumnezeu.